Binecuvântată fii Tu, Maică Sfântă, pentru toate binefacerile Tale. De câte ori alerg la Tine, Tu îmi alini suferințele, Tu îmi stingi focul patimilor și Tu mă încununezi cu mărinimie și cu îndurare. Pe cât de întins e cerul față de pământ, pe atât de întinsă este și bunătatea Ta, Fecioară aleasă. Și la fel cum iubește o mamă bună pruncii săi, tot așa iubești și Tu pe cei cu inima curată. Nu mi dărui Tu mie, Maică bună, după păcatele mele, ci dăruiește-mi după îndurările Tale. Mângâie-mă și vindecă-mă de toate neputințele mele și ascultă glasul rugăminților mele. Alungă arșița nevoințelor mele și împlinește Tu toate visele mele. Căci nu-ți cer, Maică bună, minuni cu gând să risipesc în plăceri, ci numai cele ce sunt cu îngăduința Fiului Tău. Așa că grăbește și ajută-mă pentru Sfânt numele Său. Amin. Maică Sfântă, tămăduitoare de trup și de suflet, vindecătoare a celor nevindecate și iertătoare a celor neiertate. Adu-mi Tu blândă alinare pentru toate cele ce apasă pe sufletul meu. Ia aminte la nevoința mea și nu mă lăsa să mai sufăr așteptând o minune, ci înfăptuiește Tu acea dorință care mă arde pe dinăuntru și nu-mi dă nici liniște și nici odihnă. Căci numai Tu porți puterea cea de minuni aducătoare, primită de la Dumnezeu după adormirea Ta, și Tu iubești îndeajuns pe cei ce se închină Ție, astfel încât să le împlinești acestora cele încă neîmplinite. Știu că prin firea mea omenească nu mă pot feri de păcat și știu că nu mă rog îndeajuns Ție și Domnului, Dumnezeului meu, pentru a merita pe deplin o minune. Însă nădăjduiesc că Te vei îndura de mine și că îndurându-Te mă vei binecuvânta cu acea minune pe care o aștept în viața mea. Și iată, ca un semn al nădejdii mele, îți promit să-ți spun această rugăciune în fiecare zi până ce dorința îmi va fi împlinită. În numele Tău, Fecioară prea curată, și în numele Mântuitorului meu, Iisus Hristos, primește-mi rugăciunea și bucură-mă cu puterea Ta cea făcătoare de minuni. Amin.